Zdrăviu pământul și rănile îl dor, și sufletul îl doare, căci florile lui mor. Atâția flori frumoase cresc pe pământ sub soare, de ce să nu-mi florească, de ce să moară oare? Ți-ai compromat de mult, tu omenire care, te crezi pe acest pământ, puternică și mare. Una dintre cele mai eficiente acțiuni pe care le putem face este reciclarea. Datele științifice relatează că până în anul 2050 va fi mai mult plastic decât pești în ocean. Nu scrijălați coaja copacilor. Viitorul planetei noastre depinde de acțiunea făcută de noi. Planeta este casa noastră. Dacă distrugem planeta, nu mai avem casă. Atâta vreme cât luăm ceva din natură, este datoria noastră să punem la loc și să asigurăm echilibrul ei. Heraclit. Reciclarea înseamnă a face obiecte noi din lucrurile care au fost aruncate. Fiecare dintre noi poate întinde o mână de ajutor pământului. Să călcăm ușor pe pământ pentru a nu scudui fatal. În locurile de recreere trebuie să avem un comportament ecologic. Planeta noastră este sufocată de aer poluat și este secată de energie. Planeta Pământ are o importanță vitală. Ea e casa noastră. Toți trebuie să înțelegem importanța sortării deșeurilor. Fiecare dintre noi mai are nevoie de un pământ sănătos ca să-și menține sănătate și mijloacele de trai. Viitorul planetei noastre depinde de acțiunea făcută de noi. Ziua Planetei Pământ este menită să atragă atenția asupra mediului înconjurător. Pentru a salva pământul, stânge lumina când ești în casă. Pământul este dar de la Dumnezeu.